România a trecut de bariera de 12.000 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 la mai bine de două luni de la raportarea primului caz. În total, în România au murit în jur de 700 de persoane infectate cu coronavirus. Totodată, alte peste 3.500 de persoane au fost tratate și externate. România urmează și ea să iasă din regimul stării de urgență programat pentru 15 mai. Autoritățile de acolo spun însă că unele restricții vor fi păstrate. Românii vor avea liber la ieșirile în aer liber, însă nu vor putea să meargă la spectacole sau alte întruniri care prevăd grupuri mai mari de persoane. Populația va fi obligată să poarte pe termen nelimitat măști de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun.